Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 84-a ediție a analizelor economice, un proiect comun, IDIS Viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe paginile noastre oficiale sau pe pagina mea uniți.md la rubrica analize economice. Astăzi vreau să vorbim despre piața produselor petroliere. Noi ultima dată am avut o ediție specială anul trecut în luna martie, a trecut aproape un an de zile, mai ne întoarcem acest subiect. Deoarece nu s-au întâmplat fenomene deosebite, dar oricum timp de o lună de zile urmărim o creștere a prețurilor produse petroliere, fapt care, să zicem așa, creează un disconfort psihologic în rândul cetățenilor și oamenii vor să afle ce se întâmplă în condiția când pe piața internațională aparent prețurile nu au crescut. De aceea vrem să ne uităm cum au crescut prețurile, vrem să ne uităm de ce au crescut și ce se va întâmpla în viitoarele luni. Dacă ne uităm atent în prezent, noi vom utiliza, de fapt, până în luna septembrie anul 2021, noi vom utiliza prețul mediu de comercializare, care sunt datele care le oferea ANRE. Din septembrie 2021 până în prezent, utilizăm prețul maxim reglementat de către ANRE, el se face aproape zilnic, cu excepția zilelor de odihnă, și doar vom menționa că atunci când era prețul mediu de comercializare, în la panou prețurile erau de regulă mai mari, din simplu motiv că prețul mediu de comercializare presupunea și prețurile angro. Acum prețul maxim de regulă la panou prețul este puțin mai mic, de aceea comparabilitatea datelor este plus minus. În realitate, până în 2021, prețul real pe care plătea un consumator de rând care nu avea contract era mai mare, acum este puțin mai micuț. Dar în principiu nouă ne permite să ne facem o analiză la ceea ce a fost, ceea ce este și ce s-a întâmplat. Dacă vă uitați în primul grafic, observați foarte atent, în luna decembrie prețul maxim admisibil era 22 de lei și 2 bani, acum a ajuns la 25 de lei 47 de bani sau cu 3,45 lei mai mult decât a fost acum o lună în urmă. Evident, timp de o lună de zile când merge acest proces, cumva este un disconfort și creează mai multe întrebări. Dacă luăm pe o dinamică mai lungă, observăm că prețul la produsele petroliere în valoare anuală a atins maxim în 2014, vreau să reamintesc că 2012, 13, 14 au fost ani când au crescut brusc prețurile la toate resursele energetice, inclusiv la produsele petroliere. După aceasta am avut o scădere în anul 2000 până în 2016, apoi o ușoară creștere în anul 2020. Prețul trimestrial în parcursul unei luni a fost mai mic, a ajuns la 15 lei 16 bani. De fapt, în 2020 am avut o scădere puternică a prețului la produsele petroliere cauzată de criza mondială. Apoi, avem o recuperare a economiei și avem criza energetică 21-22. În anul 2022, în luna iunie, prețul la benzină a atins maxima istorică în Republica Moldova, a depășit 33 de lei pentru un litru de benzină. Lucrurile au început să evolueze pozitiv. Jumătate de an noi am înregistrat constant o scădere de preț cu o ușoară ajustare în anumite luni. Oricum, în luna decembrie noi am ajuns sub 23 de lei prețul mediu lunar. Deci, în anumite zile prețul era cu mult mai scăzut, dar prețul mediu lunar a ajuns sub 23 de lei. Iar în prezent, mai avem câteva zile până la sfârșitul lunii, dar putem spune că undeva prețul mediu lunar va fi de 24,2 lei. Am început tot așa cu 23 și am ajuns încet, încet aproape de 26 de lei. Prețul mediu timp de o lună de zile, luna aceasta comparativ cu luna trecută, a crescut cu 1 leu și 22 de bani. Nu e atât de grav comparativ cu ceea ce am avut în vară, dar oricum cetățeanul nostru vrea să afle ce se întâmplă, din ce cauză prețul a crescut. În realitate, asupra prețului a influențat patru factori. Trei eu i-am scris, a patrulea îl voi da doar în graficul suplimentar și voi explica din ce cauză. Deci, din ce este format prețul la produsele petroliere pe care noi le procurăm? Este prețul de import, sunt accizele și TVA și adaos comercial care este aplicat de agenții economice. Dacă ne uităm atent, anul trecut prețul de import în luna decembrie a fost de 11 lei 16 bani. În prezent, pentru un litru de benzină, îți plătești 11,54 de bani. Deci, primul factor care a influențat creșterea prețului este că s-a majorat
nu mult, dar s-a majorat prețul de import la produs petrolier. Al doilea factor este marja comercială. Deci marja comercială anul trecut a fost 2,62 lei de bani, maxima, în prezent este 2,91 lei. ANR-ul a fost nevoit să majoreze această marjă comercială pentru agenții economice, el a majorat-o cu 11%, ceea ce este mai puțin decât costurile care real au crescut la agenții economice, și aici avem în vedere creșterea de salarii, în anul trecut la salariile crescute în mediu pe economie cu 16%, deci agenții economici sunt nevoiți, inclusiv cei din ramura petrolieră, sunt nevoiți să majoreze salariul în condiția când au fost inflația 30%. Deci tu nu poți majora salariul dacă ți-ați lasă aceeași marjă comercială. Costurile, să nu uităm companiile petroliere, stațiile pe care utilizează căldură, utilizează energie electrică și din acest motiv costurile lor au crescut cu 40-50%, iar ANR-ul a majorat marja doar cu, nu cu doar, dar cu 11%. Dar această marjă majorată, evident, a creat o presiune asupra prețului și ea se epuizează în luna ianuarie. Deci luna ianuarie noi avem doi factori care nu țin de piața internațională. Deci avem o creștere ușoară prețul internațional, dar în luna ianuarie avem marja comercială, ea de mult n-a fost majorată, acum a fost majorată cu 11%. Apropo, din acești 2,91 lei de bani pe care îi primesc agenții economici ca marjă comercială, aproape 90 de bani îi plătesc sub formă de impozite. Deci după ce el a primit 2,91 lei, el ar de plătit asigurările sociale la angajați, asigurările medicale, taxele locale, în unii localități sunt destul de mari. Și în mediu, un agent economic la fiecare litru de produs petrolier vândut plătește de la 70 până la 1 leu impozite și taxe suplimentare. Din acest motiv putem spune că din 2,91 lei în mediu, 90 de bănuți merg sub formă de impozit, iar 2 lei rămân la agenții economici. Și în sfârșit, accizul și TVA. Deci asta e suplimentar. Deci impozit care plătesc agenții economici e suplimentar la accizul și TVA care plătește consumatorul. Anul trecut, în luna decembrie, accizul și TVA era 9,20 lei, iar acum este 9,75 lei. La fiecare litru de benzină procurat, 9,75 lei merge în bugetul de stat sub formă de accizul și TVA. Deci, benzina timp de o lună de zile, deci lună pe lună, am luat media, n-am luat prețul minim cu prețul maxim care acum, dar într-o lună de zile avem o majorare cu 1,22 lei de bănuți a prețului la benzină. Această majorare are la bază sa primul. Acciza și TVA-ul, 55 de bănuți. Deci în această majorare aproape jumătate este condiționat de majorarea accizei. 2. Marja comercială a crescut cu 29 de bănuți și am explicat din ce cauza am avut inflație și a trebuit să fie majorată marja. Și 3. Prețul mediu de import a crescut 38 de bănuți. Aceștia sunt factorii negativi. Benzina s-ar fi scumpit și mai mult, dar avem un factor pozitiv, cursul valutar. Datorită faptului că leu s-a apreciat față de dolar în luna ianuarie, noi avem o economie de 20 de bănuți la fiecare litru, grație leului mai puternic. Asta încă o dată explică ce înseamnă leu puternic, leu slab. Dacă să ne uităm la fiecare litru de benzină, în afară de acciză și TVA, mai sunt aplătite asigurări sociale, asigurări medicale, taxe locale. Eu am făcut un grafic unde începând cu 2010 am calculat care este cota impozitului pe care este plătit în fiecare litru de benzină. În 2010 la fiecare litru de benzină, am cer scuze, chiar dacă noi cel mai mult se consumă în Republica Moldova, în jur de 65-70% din toate produsele petroliere este motorina, totuși am luat benzina 95 ca referință din simplu motiv că motorina în mod special este utilizată de către agenții economici din transport, din agricultură, iar populația, cei care ne ascultă, sunt cei mai mulți care ne ascultă, de regulă sunt cetățeni care au autoturisme pe benzină, de aceea am luat ca referință în analiza mea situația pe piața de benzină. La motorină este plus minus aceeași situație, cu mici abateri, ținând cont că acolo acciza e cu mult mai micuță. Dar în anul 2010, la fiecare litru de benzină procurat de către un posesor de autoturism, el plătea 5,07 lei sub formă de impozite. În acest an,
Anul trecut media a fost de 10,47 de bani, în acest an, în luna ianuarie, până la sfârșitul anului vom vedea, dar în luna ianuarie, la fiecare litru de benzină procurat, 10,67 de bănuți, aproape jumătate din toată suma, este sub formă de impozite, dintre care 7,20 merg în bugetul de stat și 3,50, sper, 3,50... vor merge în fondul rutier. Deci noi procurăm benzină și motorină, benzină și motorină, noi pe de o parte finanțăm fondul rutier ca să fie reparate drumurile, pe de altă parte completăm bugetul de stat. Deci fiecare vreodată poate voi face o analiză cât impozite plătește automobilistul în fiecare an pentru faptul că are automobil, este în mediu undeva vreo 10.000 de lei în prezent, între care 2.000 de lei în mediu este taxa anuală, iar 8.000 de lei este sub formă de tăva și acciz. Deci dacă ați observat, piața produselor petroliere în luna ianuarie a fost marcată de creșterea marjei comerciale care este rezultatul inflației din 2022 și 2. Creșterea accizelor care iarăși ele sunt indexate anual datorită ratei inflației plus acciza în 2023 s-a majorat mult sub rata inflației, altfel spus, chiar dacă noi plătim mai multe accize, guvernul cu acești bani are o putere de intervenție în reparația drumului cu mult mai slab decât a avut în 2022 sau 2021, din simplu motiv că toate prețurile la materialele de construcție s-au scumpit cu mult mai mult decât rata accizei care a fost influențată. Drept rezultat, dacă ne uităm atent, 2022 totuși a fost un an când am avut, nu cel mai mare, dar un preț destul de mare la produsele energetice și la produsele petroliere, spre exemplu, estimăm că în anul 2022, real, noi am importat produse petroliere de 910 milioane de dolari. Este maxima noastră istorică. Eu am utilizat noțiunea de importuri nete din simplu motiv că, de fapt, noi am importat produse petroliere în anul 2022 de 1,34 miliarde de dolari. Este o cifră fără precedent în istoria noastră. Numai că vreo 570 milioane de dolari sau aproape de 600 de milioane sunt produsele energetice, produsele petroliere pe care noi le-am importat pentru a le reexporta în Ucraina. Pentru a nu perturba datele noastre cu datele din Ucraina, eu am luat care este importul net sau care este volumul de produse petroliere pe care Republica Moldova îl importă. Dacă observați, am avut în 2008 aproape 600 de milioane, 2011 și 2014 sunt ani când au fost cel mai mari prețuri la produse petroliere și am importat de aproape 600 de milioane de dolari, plus minus 600. 2015-16 au fost ani foarte buni, 370 de milioane de dolari, 2020 360 de milioane de dolari și în acest an avem 910, un import fără precedent ca volum, ca bani. Dar aici trebuie să aducem câteva explicații. Nu poți compara anul 2022 cu 2013-2014 din simplu motiv că noi și volumul de petrol pe care l-am importat este diferit. În anul 2014-2015 noi importam undeva 650.000 de tone de produs petroliere, iar în acest an, în 2022, estimăm că am importat undeva 900.000 de tone. Deci avem o creștere cu 40% din acest motiv. Creșterea, plata pe care a făcut-o noi produs petroliere nu este doar atât că s-a scumpit, dar noi, într-adevăr, consumăm cu mult mai multe produse petroliere, vedeți o creștere clară, 900.000 de tone. În 2016-2017, eu cred că creșterea aceasta bruscă de produse petroliere cel mai mult se datorează, trebuie făcut o cercetare mai suplimentară, dar cred că noi cumva am redus o leacă importurile fictive care le făceam chipurile pentru Transnistria, dar în realitate se vindea Moldova. Dar pentru aceasta trebuie o cercetare separată. Cert este că în prezent noi importăm cu mult mai multe produse petroliere, dar ceva similar cu anul 2021 și mai mult decât în anul 2020, când, dacă observați, din cauza crizei am avut o reducere semnificativă a importului de produse petroliere. Însă și acest import, el nu este cauzat doar de faptul că noi mergem mai mult. Unul din factori este că la noi cresc numărul de mașini. În prezent avem peste 1 milion de unități de autoturisme, de unități de transport în Republica Moldova. Aici iarăși este greu. Am vrut să aflu totuși cât produs petrolier este utilizat pe unitate de transport,
dar am considerat că nu este corect să utilizez toate unitățile de transport, din simplu motiv că noi în Moldova avem foarte multe unități de transport fantomă. Ce înseamnă lucrul acesta? Unitatea de transport a fost procurată, a lucrat ani de zile, acum ea nu mai circulă pe teritoriul public. Moldova stă undeva aruncat sub gard sau nu știu ce se întâmplă cu dânsa, nu este corect să le utilizez pe toate. De aceea am luat în calcul doar unitățile de transport care au asigurări, care au polițe de asigurare, ceea ce înseamnă că are dreptul să se deplaseze pe teritoriul Moldovei, admițând că unele merg și fără polițe de asigurare și fără revizii tehnice. Dacă ne uităm atent, în Republica Moldova, în prezent, avem un consum mediu de 1635 de litri de produs petrolier pe unitate de transport, care este plus minus egal cu anii precedenți. Dar și aici vreau să aduc o mică explicație. Nu înseamnă că acum noi mergem mai puțin decât în 2016 și nu uităm că la noi unitățile de transport sunt din ce în ce mai eficiente și cu același volum de combustibil poți merge o distanță cu mult mai mare. După cât am spus, noi în anul 2021 am avut un an foarte neplăcut. Am avut anul cu prețul record la produs petrolier de 33 de lei, după aceasta am avut o ușoară scădere, după aceasta acum înregistrăm o ușoară creștere. Întrebarea întotdeauna este următoarea. Prețul, de fapt, cât n-ar fi de stran, este secundar. Un factor cu mult mai important este accesibilitatea unui bun. Eu de multe ori am vorbit accesibilitatea gazului, accesibilitatea energiei electrice. În cazul dat vorbesc accesibilitatea produsului petrolier, în mod special a benzinei. Ce înseamnă accesibilitatea? Câte litri de benzină poate procura în mediu un cetățean pe un salariu net? Deci eu primesc salariu și dacă aș cumpăra benzină, cât pot procura? Dacă observați, în anii 90, noi am ajuns până la 60 de litri de benzină putea fi procurat de pe un salariu. După aceasta avem o creștere stabilă. Chiar în anii 2012, după 2010, când am ajuns la 210 litri, după ce au crescut prețul în 2011-2012 și am scăzut până la 160, după aceasta am crescut constant, atingând maxima de la independență în anul 2020, atunci când pe de-o parte salariile erau destul de mari, produsul petrolier, benzina a scăzut sub 15 lei și am ajuns că am putut procura în trimestrul 3 483 de litri de benzină pe un singur salariu. Apoi, criza din 2021-2022 ne-a dus la ceea când 22 în trimestrul 2, atunci când am ajuns la cel mai mare preț, noi am ajuns la 290 de litri de benzină pe un salariu, deci asta este minimul din ultimii vreo 7 ani de zile, iar acum am ajuns la 376 de litri. Chiar dacă prețul a crescut, dar ținând cont că salariul crește în luna ianuarie, pe un salariu mediu net pe economie pot fi cumpărate 376 de litri, mult sau puțin. Dacă ne uităm atent, aceasta este comparabil cu ultimii 3 ani de zile. Deci, practic, în prezent, cu excepția anului 2020, noi, chiar dacă prețul la benzină este relativ mare, totuși în prezent puterea sau accesul, accesibilitatea benzinei este cea mai mare din toată istoria Republicii Moldova, excepții fiind anul 2020. Deci noi am ajuns la 370 de litri, care este mai mult decât tot ce a fost până în anul 2019. Deci a fost anul 2020 un an cu salariu și prețuri bune. Cine așteaptă pe noi? Marja comercială, cel mai probabil ca în Rio, într-un viitor apropiat, va trebui să revadă pentru a o majora, din simplu motiv că ea a fost majorat cu mult mai jos decât salariul care a fost, decât creșterile costurile ale la agenții economici. Acciza deja până la anul nu va crește, cât privește prețul la produs petrolier. Da, acum, ultima lună, înregistrăm o creștere a prețului la produsele petroliere pe piața internațională, inclusiv din cauza că prețul la petrol marca Brent, eu am luat aceasta ca referință, în prezent înregistrează o ușoară creștere. Dar asta este creștere de scurtă durată. Eu am luat datele trimestriale, deoarece ele sunt cu mult mai relevante. Și dacă vă uitați atent din anul 2010, noi am avut o creștere până în 2011 și apoi 11, 12, 13, 14 a fost cel mai mare preț, am avut o scădere. După 2020, când în trimestrul 3 am avut un preț mediu de 29 de dolari pentru un barel de petrol, noi am înregistrat maxim, am ajuns în 2022 la 113, iar acum, în prima lună al anului 2023, chiar dacă înregistrăm o ușoară creștere, totuși, pe tendință medie,
observăm că tendința este una clară de scădere. Ce înseamnă lucrul acesta? Prețul la produsele petroliere. În contextul în care anul 2023 se consideră un an care va fi un an de situație complicată a economiei pe plan global, chiar se așteaptă o recesiune. Dar ce înseamnă recesiune? Anul 2020, criza, recesiunea din 2020, de fapt, a însemnat ieftinirea produselor petroliere. Deci, din acest motiv, anumiți factori de creștere produselor petroliere nu avem și cel mai probabil noi vom asista la o stabilizare a prețurilor, poate chiar o ușoară creștere în următoarele luni. Nu m-aș mira că în luna ianuarie, chiar începutul februarie, în contextul crizei regionale, putem să mai registrăm o ușoară creștere de preț, dar tendința generală este că prețul la produsele petroliere pe plan global trebuie să scadă și în Republica Moldova ele vor scădea din simplu motiv că factorii de majorare a impozitelor s-au epuizat și factorii de majorare marge comerciale s-au epuizat. Unicul sfat care vreau să-l dau și aici atâta autorităților, guvernului, parlamentului, ANRE-ului și în mod special Consiliul Concurenței este că noi în prezent trebuie să îmbunătățim sistemul reglementare a pieței produselor petroliere și anume să reglementăm marja comercială la vânzările în gro. Deoarece formula actuală care o avem noi, și aceasta este un element important a discursului meu de astăzi, de fapt încurajează monopolismul, încurajează concentrarea pieței și duce la lichidarea companiilor micuți. Ori lucrul acesta nu este întotdeauna benefic. Deci noi trebuie să reglementăm marja comercială la prețurile în gro. Dacă nu facem acest lucru, se creează impresia că noi lucrăm în favoarea unui grup micuț de companii și în defavoarea micilor companii care pur și simplu dispar și vor dispărea. Deci, fără o reglementare a prețului în gro, piața produsul petrolierii nu poate fi o piață concurențială și nu poate fi o piață civilizată. Eu sper foarte mult Consiliul Concurenței va urmări ceea ce se întâmplă pe această piață și va avea întrebări și îngrijorări privind lipsa unui mediu concurențial pe piața produselor petroliere. Deci aceasta este problema de bază care se întâmplă acum pe piața produselor petroliere. Noi avem nevoie să reglementăm prețurile în gro. Dacă nu facem acest lucru, atunci această piață, din păcate, riscă să monopolizeze deja formal și noi riscăm să nu mai avem niciun fel de concurență pe această piață. Aceasta am vrut să spun pe astăzi. Rămân a fi optimist să cred că prețul la produsul petroliere ne-a creat un ușor disconfort, dar cel mai probabil într-o viitor apropiat vom avea o situație în care prețul încep să nu vor crește, chiar cu o ușoară tendință de scădere, chiar dacă pe termen scurt poate mai înregistrăm mici creșteri de preț. Până data viitoare și vă doresc toate cele bune, să aveți o sfârșit de săptămână cât mai fericit în jurul celor dragi. Vă mulțumesc!